Doamnelor și domnilor, bună ziua! Sunt Alina Vasiliu și vă spun bun venit la emisiunea Cultură cu de toate. Iată-ne ajunși într-o perioadă cu o mare încărcătură spirituală, un interval din an care are o mare importanță, cea mai mare pentru toate religiile monoteiste. Pentru creștinii catolici este săptămâna luminată, după învierea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru creștinii ortodoxi este săptămâna mare, săptămâna patimilor lui Iisus Hristos. Pentru evrei este Pesach sau Paștele Ebraic, sărbătoarea care simbolizează eliberarea din robia egipteană, ieșirea din Egipt a fiilor lui Israel, conduși de Moise, și cei 40 de ani de peregrinare prin deșert. Pentru musulmani este Ramadanul, luna sfântă a anului, luna în care lui Mohamed i-a fost revelat Coranul. Și cred că este foarte potrivit să avem astăzi invitată în emisiune o artistă din domeniul muzicii. Un domeniu pe care l-am abordat mai puțin la Cultură cu de toate. Și nu pentru că l-aș subestima, ci pentru că mi se pare poate cel mai complex, mai inefabil și mai greu de abordat din postura de nespecialist. Cred din totdeauna că aceia care cunosc muzica dincolo de cele 7 note pe care le știm cu toții, sau de noțiuni simple ca diez și bemol, știu o limbă aparte, secretă, și se pot înțelege în această limbă a muzicii într-un fel misterios. Așa că, să spun cinstit, muzicienii mă intimidează mai mult decât actorii sau pictorii sau balerinii. Îmi place mult muzica, mă delectez cu ea, mă pasionează și ajung să mă obsedeze anumite opere. Chiar am luat lecții de pian în copilărie, dar simt mereu că am acces doar până la un anumit nivel, dincolo de care pot pătrunde doar inițiații. Ca să fiu sinceră, mi-am propus mereu să învăț să cânt la un instrument, să devin și eu o inițiată, dar ritmul vieții este atât de alert, încât cred că abia la pensie o să pot să-mi îndeplinesc acest obiectiv. Pianista Andreea Bratu este un astfel de inițiat. Născută la Galați, a urmat liceul Dinu Lipati din București, apoi Universitatea Națională de Muzică din București. Au urmat pentru ea o specializare de 2 ani la conservatorul Giuseppe Verdi din Milano și mai multe masterclass-uri cu mari maestri ai pianului în Belgia, Elveția, Italia și București. A participat la numeroase concursuri și festivaluri naționale și internaționale și a obținut premii importante. A susținut recitaluri de pian în România și în străinătate, în prestigioase săli de concerte, precum Carnegie Hall din New York. Pe lângă activitatea concertistică, foarte bogată, are o importantă activitate didactică. Este lector universitar la Ovidius, la Facultatea de Arte, iar elevii săi au obținut numeroase premii naționale. Din 2011 a început ea însăși să susțină masterclass-uri în țară și în străinătate. Este membră în jurii naționale și internaționale și, mai mult decât atât, este inițiator și sponsor al Premiului Special de Interpretare Pianistică Lucia Teodorescu al concursului internațional de pian din Constanța, Young Pianists. A introdus pentru prima dată în România, în repertoriul de concert, piese pentru pian de Richard Wagner, Alexander Glazunov, Charles Valentin Alcan și alte compoziții în premieră absolută. Ne-am întâlnit la Muzeul de Artă din Constanța, un spațiu care găzduiește mereu emisiunea noastră, dar și spațiul în care au loc numeroase concerte de muzică clasică. Cel mai recent, vinerea trecută, în 15 aprilie, de Ziua Mondială a Artei. Andreea Bratu a susținut atunci un frumos concert. Pentru că această ediție a emisiunii va fi difuzată în Vinerea Mare, Vinerea Patimilor lui Iisus, cred că o întrebare care se impune în contextul ăsta și pentru o muziciană ca dumneavoastră este legată de latura spirituală a muzicii și eventual experiențe personale în acest sens.
Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și salut pe toți telespectatorii dumneavoastră și mă bucur că sunt prezentă în această perioadă în emisiune. Legat despre partea spirituală, contactul cu muzica este o cale spre sondarea spiritualității proprii și o spun asta din experiența interpretului. De ce anume? Pentru că un interpret este, în primul rând, un investigator al textului muzical. Din perspectiva profesională, muzicală, dar în același timp, datorită rezonanțelor, vibrațiilor specifice muzicii și a mesajelor care vin pe cale semantică din aceste capodopere muzicale pe care le interpretăm, ne conectăm cu partea de spiritualitate. Deci, în sensul că muzica a fost privită ca un craft, ca o artă, abia de 6 sau 7 secole, cam din perioada medievală. Până atunci, muzica reprezenta o altă dimensiune, o dimensiune spirituală a omenirii, pentru că muzica avea și această funcționalitate. Se spunea că muzica este glasul îngerilor. Muzica a fost, în primul rând, glasul universului, pentru că, după cum bine știm și s-a dovedit științific, totul în jurul nostru este vibrație și materia este o vibrație sub o altă formă. Filozofii au văzut-o astfel de la Platon încoace și, nu întâmplător, muzica se studia în perioada medievală, se studia în ciclu superior al marilor umaniști, înainte de retorică, logică și gramatică. Era o formă de cunoaștere superioară. Pe dumneavoastră, ce v-a determinat să studiați muzica, să alegeți această cale profesională? Ați avut și alte variante? Nu știu, n-aș putea să spun că am avut variante din cauza faptului că eu m-am născut cu un instrument în casă, părinții mei nu au făcut muzică, însă am avut o bunică care m-a îndreptat către acest domeniu și a fost și inclinația mea naturală. De foarte mică improvizam piese la pian, apoi am urmat cursul firesc din clasa 1 la cu pregătire particulară, apoi din următoarele clase primare am mers pe drumul cunoscut al liceelor de muzică pentru performanță. Și aveți vreun regret în sensul ăsta? Nu am un regret pentru că continui să fac acest lucru, să cânt, să interpretez la pian și astăzi, în ciuda tuturor vicisitudinilor și chemărilor cotidianului. Ceea ce mă îndreptățește să cred că pentru mine este o vocație. Ce trebuie să aibă în vedere un pianist care dorește să devină virtuos în afară de perfecționarea tehnicii? Să își dezvolte atenția și smerenia. De ce spun asta? Pentru că de cele mai multe ori, după ce atingi un grad de control, autocontrol al propriei meserii, al meșteșugului tău, ca să spun astfel, poți să cazi într-o anumită stare de platou, de plafonare, în care poți să-ți închipui că ai învățat tot ceea ce trebuia să știi și ai ajuns să cunoști absolut totul. Și de aici vin o serie de limitări, de fapt, pentru că este o călătorie această experiență muzicală, dacă vrei în continuare să rămâi ca interpret pe scenă, pentru că aici, poate în România, nu atât de mult, dar în străinătate sunt foarte, foarte mulți muzicieni și adevărata miză este să ți se reîntoarcă spectatorul în sală. Da, concurența este foarte mare.
este foarte mare, iar dacă tu nu ai ceva de spus, nu ai ceva de spus autentic, credibil și emoționant pentru cel din fața ta, nu ești validat. Și în momentul acela, evident că vei căuta toate formele posibile ca să te întâlnești odată cu compozitorul din piesele pe care îl interpretezi și odată cu tine însuți, pentru că altfel nu reușești să fii credibil. Deci, practic, trebuie să transmiți ceva dincolo de partitura scrisă de compozitorul respectiv. Trebuie să transmiți ceva din tine. Trebuie să transmiți din tine. E adevărat că și zona aceasta de interferență personală este una foarte mică, pentru că altfel am recompune piesele. Știți, ar fi un act de improvizație, însă domeniul nostru e unul foarte strict. Și atâta vreme cât cântăm repertoriu clasic, ne ținem foarte mult de această rigurozitate a interpretării textului, a respectării literii și spiritului textului, pentru că înainte de grafism există intenția compozitorului pe care interpretul în orele lungi de studiu încearcă să o descifreze și să o asimileze. V-a atras vreodată improvizația, jazzul? Într-o mai mică măsură, datorită formației mele clasice, mi-ar fi plăcut să am această libertate să improvizez mai mult. Teoretic știu despre ce e vorba, am încercat, nu excelez la acest capitol, v-am spus, sunt anumite limitări profesionale, dar o anumită doză de imaginație o poți avea și în momentul în care ai de ales între a stabili care imagini artistice te supui mai degrabă, pentru că interpretul își face și o serie de alegeri la un moment dat. Cu cât este mai experimentat în citirea muzicii, cu atât înțelege că există o varietate de expresie chiar și în această rigurozitate. Care este cel mai bun pianist pe care l-ați ascultat vreodată sau cea mai bună pianistă? N-aș putea să mă gândesc la un singur om, pentru că, tocmai ce spuneam, opera este operă deschisă tuturor, opera, creația de artă în general, și modul în care rezonează cu mari interpreți, adică cu acei muzicieni care au ajuns la un grad de virtuozitate maxim și care, de asemenea, au o personalitate și un respect față de munca lor, se poate întâlni în mai multe variante. De exemplu, eu mă simt foarte atrasă de atât de zona interpreților mai învolburați, mai entuziași, cum sunt Marta Argheri, de exemplu Evgeni Kisin, dar deopotrivă și de cei care sunt reflexivi, mai introverți, mai așezați, cum ar fi Claudio Arau sau Leonard Bernstein. Depinde de repertoriu, depinde de modul de expres, de Dinu Lipati, de exemplu, care este iarăși un icon rămas și în ziua de astăzi pentru noi interpreții. Dar ați avut vreun model în timpul studiilor? Modele au fost în prima fază maestrii cu care am colaborat, pentru că după ce am terminat studiile în România, am continuat, am decis că muzica nu se oprește la obținerea diplomei de licență și va continua în formarea mea, și am avut o serie de întâlniri fabuloase cu interpreți deosebiți. Interpreți de scenă care la rândul lor ajunseseră în faza în care predau în drumul tineri. Și aici mă refer la Evgeni Mogulievski, Roberto Sidon, Paul Badura Skoda, deci pianiști de prestigiu ai anilor 60-90. Apoi, modul în care își doreau să-și împărtășească experiența, arta lor, era cu atât mai interesantă, pentru că o făceau o atitudine modestă, aproape umilă, și asta m-a impresionat.
Pentru că una este să ai imaginea omului de pe scenă pe care îl idealizezi și alta este să-l vezi în carne și oase alături de tine, încercându-ți să-ți transmită din știința și experiența lui. Și pot să spun că și din varianta aceasta a celui care coboară de pe discul de muzică clasică, da, deci primul meu disc de muzică clasică a fost cu Valentin Gheorghiu. Iar prima mea întâlnire adevărată cu Valentin Gheorghiu în această postură în care mi-a oferit sfaturi a fost 20 și ceva de ani mai târziu. Și cred că sunt întâmplări fericite. Am ascultat cu atenție o conferință a dumneavoastră TEDx și am văzut că sunteți foarte elocventă în promovarea studiului unui instrument muzical pentru copii. Eu am fost impresionată de mulțimea argumentelor pe care le-ați dat acolo. Și cred că, adică pe mine m-ați convins, chiar cred că este foarte important să studiezi un instrument muzical. A studia un instrument muzical este, în primul rând, un element de dezvoltare personală. Și întotdeauna am încurajat educația muzicală specializată pentru toți copiii, pentru că încă în România există această tendință de a gândi că dacă nu reușești de prima dată să intonezi o melodie, ești afon. Nu suntem, doar suntem puțin mai puțin expuși exercițiului cu auzul, cu auzul intern, cu dorința de a asculta sunetele. Unii dintre noi suntem mai deschiși la lucrul ăsta, alții mai puțin, dar cu puțin efort în copilărie, pentru că este perioada acumulărilor și perioada stabilizărilor, se poate face. Iar am insistat pe ideea unei educații muzicale individuale, care de altfel se și întâmplă în state precum Marea Britanie, de exemplu în Scoția. Copiii își aleg în ciclu gimnazial un instrument în locul orei de educație muzicală pe care îl studiază până la un anumit nivel cu profesori externi și astfel melomanii sunt câștigați pentru sala de concert și ei sunt de asemenea mult mai în temă cu acest domeniu. Muzica îți induce și studiul muzicii de altfel și o rigoare, o conduită, o disciplină interioară. Și lucrul acesta, bineînțeles că este folositor oricărei meserii ne-am raportat, pentru că dacă vrei să ai rezultate, dacă vrei să ai o carieră frumoasă, va trebui să te bazezi pe autodisciplină în prima fază și în al doilea rând pe dorința de a-ți depăși limitele. Iar studiul unui instrument, pentru că este unul destul de anevoios la început, cu toate bucuriile și satisfacțiile momentului, este unul formator. Mi spuneau la un moment dat niște profesori de la Colegiul de Artă că au constatat că elevii care studiază pianul sunt foarte mult la matematică. Știți de ce sunt mai buni în general? Nu neapărat cei care studiază pianul, pentru că în momentul în care studiem un instrument, ne punem în mișcare absolut tot corpul și folosim toată capacitatea noastră cerebrală. Deci emisferele lucrează în permanență și din acest punct de vedere suntem și cu atenția mult mai dezvoltați, mult mai avem o acuitate și o distribuție a mișcărilor mai mare. Și în momentul în care îți lucrezi auzul interior, auzul exterior, coordonarea membrelor, evident că ai mai mare control asupra concentrării. Când îți exersezi concentrarea și autosugestia, pentru că în momentul în care studiezi un instrument vei fi pus în situația în care să cânți în fața unui public, chiar dacă este format din părinți, colegi, profesori, capeți mai multă siguranță de sine, ai o prezență personală mai dezvoltată, mai evidentă. Studiul muzicii de asemenea apropie și de lectură,
pentru că toate piesele muzicale, cel puțin din zona clasică, te trimit la o bibliografie și din acest punct de vedere copiii sunt mult mai atrași, nu numai de performanțele în matematică, cât de performanțele școlare în general. Ce rol are istoria muzicii? Credeți că pe copiii sau pe tinerii pot atrage spre muzică poveștile compozitorilor, interpreților? Da, într-o bună măsură da, și mărturie stau spectacole care se țin până și astăzi de aproape, cred că 10 ani la Ateneu, organizate de o fundație. Muzica e fantastică, cred că așa se numea proiectul. Și se țin în matineu și adună săl de copii, povestindu-le și punând în scenă cu actori și muzicieni poveștile și elemente de biografie din viețile compozitorului. Și fiind un proiect care durează de 10 ani, eu cred că este unul eficient. Da. Și aduce de asemenea un element necesar pe partea asta al educării copiilor din perspectiva artelor. Da, eu mi-aduc aminte că atunci când eram copil, cu foarte multă vreme în urmă, mă ducea tatăl meu la concerte educative aici, la Teatrul Liric, tot în matineu se țineau, în care era prezentat cât un instrument și exemplificat cu bucăți muzicale pentru acel instrument. Și li se explica copiilor din sală, și nu numai copiilor, că nu erau doar copii, cum funcționează instrumentul. Mi se părea foarte interesant. Acum să știți că există foarte multe informații și pe internet, canalele de YouTube și de oricare alt gen oferă multe, multe documentare pe înțelesul tuturor. Cei drept și în Constanța încă să mai fac la Teatrul Olef Danovski, mai sunt programate în anumite ocazii musicaluri pentru copii în programele de after school, săptămâna altfel. Această practică există și în alte orașe, în mod sigur. București are opera comică pentru copii cu program permanent. Problema este cu părinții, cu timpul și cu informarea. O să mă refer un pic la festivalul George Enescu, pentru că anul trecut a fost, din câte știu eu, prima ediție în care au fost la Constanța și la Constanța două evenimente care au fost programate în cadrul festivalului George Enescu, cel mai important festival din țară și unul dintre cele mai mari din lume. Cum s-a întâmplat asta? A fost o frumoasă surpriză și pentru noi. S-a putut întâmpla fiind ediție jubiliară, a 25-a ediție a festivalului pe stil nou și din această perspectivă firma care are partea organizatoare, partea executivă, a de altfel de o ediție în urmă, a decis să facă extinderea către alte orașe. Municipalitatea a perfectat această legătură și astfel am putut fi prezenți cu două evenimente, unul din sfera muzicii, muzică de cameră, și unul al companiei de balet. Ne-au prezentat Enesciana. Fiind ediția jubiliară, bineînțeles că în program am avut și muzică de George Enescu și ne-am bucurat că am putut fi prezenți. Acum, următoarea ediție ar fi peste 2 ani și sperăm că este un capăt de pot și nu este un eveniment singular. Da, ar fi foarte bine să se repete. Dar, pentru că în punctul ăsta cred că trebuie să ne referim și la infrastructura Constanței în domeniul muzical, aș vrea să vă întreb, nu vreau să vă întreb ce părere aveți despre infrastructura actuală. Vreau să vă întreb care credeți că ar trebui să fie, la modul ideal, infrastructura Constanței pentru a păși cu demnitate în festivalul George Enescu sau în alte evenimente muzicale de anvergură? Vedeți, dumneavoastră, în China se deschide o sală de concert la cel mai înalt standard posibil, odată la, statistic vorbind, odată la 3 luni. Deci
există inaugurarea unei mari săli de concert. România nu are o astfel de sală. De zeci de ani, adică de câteva ediții încoace, majoritatea directorilor artistici care au coordonat Festivalul UNESCO, care au venit din străinătate, au obiectat acest aspect și acum unde se întâmplă, la sala Palatului, la sala Parlamentului sau în oricare altă locație, fie în București, fie în alte orașe, ne bazăm pe ceea ce am avut și care nu este genul de structură, de clădire proiectat pentru difuzarea sau producerea muzicii pe scenă. Acesta ar fi un aspect. Un alt aspect ar fi legat de infrastructura acestor săli, pentru că este nevoie de instrumente. Este nevoie de instrumente noi, instrumente performante, instrumente care vin pe capacitatea sălilor respective. Iar noi încă ne bazăm pe ce am moștenit de acum 50-60 de ani, când s-au făcut ultimele mari achiziții la nivel național. Iar un instrument, de exemplu, cum este pianul, spre deosebire de instrumentele cu coarde, cum sunt viorile, violoncelul, cu cât trei ani, cu atât îmbătrânește. Este, ca să înțelegeți dumneavoastră, echivalentul unei mașini. Se depreciază odată cu trecerea timpului datorită mecanismului complex care se află în interiorul pianului. Da. Sincer, eu am fost, cred că anul trecut, la un spectacol la Teatrul Oleg Danovski și am văzut pe scenă un pian care era ale cărui picioare sau, mă rog, structura lui era susținută cu niște bare de fier care erau sudate, adică arăta îngrozitor. Acum nu comentez caracteristicile muzicale ale instrumentului, că nu mă pricep. Cred că avem în continuare încă instrumentar din anii 60, ceea ce este nepermis din punctul ăsta de vedere. Adică la nivel municipal, la nivel național, ar trebui măcar pentru instituțiile mari de cultură să se facă această investiție. Dacă nu, pe cale bugetară, măcar prin cooptarea unor fundații sau unor anchete naționale. Știți foarte bine, Ateneu a fost construit, dați-le pentru Ateneu. Da. Și altfel nu a fi avut nici astăzi această bijuterie arhitecturală, care de altfel nu este o sală de concert, a fost o sală de conferințe. De conferințe, da. Iar și acolo sunt ceva probleme de acustică, dar rămâne una dintre sălile noastre cele mai apreciate. Dar haideți să nu ne limităm, să nu ne gândim la nivelul minim, la ce s-ar putea face cu puțin bani, cu niște chete, cu niște... Haideți să vedem, după părerea dumneavoastră, Constanța, care este un oraș mare și bogat, ce ar trebui să aibă pentru infrastructura muzicală? Ar trebui să aibă o sală multifuncțională, dar care să fie gândită multifuncțională nu numai din prisma dotărilor standard, știți, proiector, difuzor, microfon și ceea ce se regăsesc de obicei în listele managerilor care achiziționează și merg pe proiectul sălilor, ci trebuie făcute niște săli care să permită obținerea unei acustici foarte bune. O acustică foarte bună ajută și la o piesă de teatru, ajută și la un concert, ajută și la alt gen de conferință care se poate ține în această sală. Să fie o sală pe capacitatea orașului, adică nu cu locuri foarte puține, să fie o sală accesibilă și deschisă lucrului cu tot felul de instituții și asociații de tip privat, pentru că iarăși aici e o altă problemă. Sunt mulți artiști independenți, freelancer, care își doresc că și de altfel se gândesc și proiectează tot felul de lucruri interesante. Merg pe linia asta a managementului artistic privat, dar uneori nu au acces în aceste instituții sau aceste infrastructuri. Sau foarte greu se pot programa
Pentru că există, e adevărat, există stagiuni județene, naționale, cu companiile lor fixe și care de altfel își fac lucru și este absolut normal să se întâmple așa. Dar în momentul în care există o sală orașului deschisă tuturor colaborărilor, bineînțeles, bazându-te și pe o activitate anterioară și pe o reputație și pe niște rezultate, este, cred că, lucru cel mai potrivit sau idealul, cum s-ar spune. Da. Și tot în legătură cu Enescu, aș mai vrea să vă mai pun o întrebare. Ce credeți despre tentativele de bagatelizare, de diminuare a meritelor lui George Enescu pe plan național și internațional? Aici v-aș contrazice puțin, pentru că pe plan internațional a luat progresiv și datorită activității concursului și festivalului George Enescu mare avânt. Cel puțin personalitatea lui George Enescu este cunoscută, lucrările sale sunt programate și nu numai cele din prima perioadă, adică acele două rapsodii pe care le ascultăm cu plăcere și pe care le cunoaștem măcar tematic. Și este meritul, în primul rând, și al dirijorilor, directori artistici care au contribuit la ridicarea festivalului din străinătate și care au reprogramat lucrările mai departe și faptului că Enescu este o persoană alături de Bela Bartok, alături de Janacek, alături de Prokofiev, Rachman, unii dintre giganții secolului 20. Exact. Eu mă refeream la acele tentative de a spune că Enescu nu a fost atât de mare, nu a fost atât de apreciat. Da, știu. La ce știți la ce mă refer. Da, adică de ce ar face cineva așa ceva? Cred că situația s-a creat când s-a făcut referire la activitatea sa în calitate de muzician-interpret. Ceea ce este un neadevăr, pentru că Enescu a fost unul dintre primii cinci mari violoniști ai Europei, exact, la vremea respectivă. Și lucrul acesta poate fi dovedit cu o serie de documente care se pot repera în presa vremii. Există foarte multe turnee și în afara continentului, în Statele Unite există dedicații a unor lucrări. De exemplu, un alt mare violonist, Eugen Ysaÿe, belgian al secolului 20, care de altfel a scris niște sonate extraordinar de complicate pentru vioară, una dintre ele o dedică lui George Enescu, violonistul. Ca dovadă că există această recunoaștere. George Enescu este de asemenea exponentul violonistic, ca să spun așa, două dintre centrele cele mai importante ale Europei, conservatorul din Viena și conservatorul din Paris, la vremea respectivă, pe care le-a terminat și din această perspectivă cu laude. Activitatea sa, toate câștigurile financiare vin din această activitate de scenă. Da. Cu acești bani, nu numai că susține familia, statul și înființarea societăților filarmonice, dar susține și pe alți compozitori români, pentru că vreme de 20 și ceva de ani înființează un premiu de compoziție, care se numește George Enescu, și banii respectivi veneau pentru premiera lucrărilor, ceea ce considerăm noi astăzi a fi generația de aur interbelică a compoziției românești. Altfel nu s-ar fi ridicat acești compozitori și noi nu am fi avut o tradiție la nivel european pe idiomul acesta european. Da. Pentru că ne-am desprins cei drept în secolul 20 destul de greu de balcanism, de o serie de cutume care planau cultural asupra noastră și sincronismul a venit destul de accelerat și datorită acestor mari personalități. Voiam să vă pun o întrebare mai frivolă în acest context, dar nu mă pot abține. Cum își alege o pianistă toaleta de concert? E în funcție de sală, e în funcție de public, de repertoriu? Să știți că sunt o serie de criterii după care alegi și acest aspect. Uneori e și în funcție de contract, credeți-mă. Aha.
Da, în care nu avem voie într-o anumită culoare, pentru că contravine cu decorul scenei, cromatica scenei. Da. Dacă cântăm într-un ansamblu, trebuie să fim omogenă, să avem o vestimentație omogenă. În general, un pianist este mai auster decât, de exemplu, un cântăreț de muzică vocală, de operă, în alegerea vestimentației, dar sunt, e adevărat, și evenimente în care trebuie să strălucești într-un mod aparte, în funcție de perioada zilei, în funcție de sală, în funcție de context și, bineînțeles, și de ceea ce te avantajează, îți face plăcere și este comod să porți. Atât pentru această ediție a emisiunii Cultură cu de toate. Pentru că suntem în Vinerea Mare, vă doresc să simțiți cu intensitate acest moment anual atât de important al creștinătății, în care retrăim patimile și învierea Domnului Iisus Hristos, moment ce reprezintă esența credinței și învățăturii creștine. Vă doresc, cum îmi doresc și mie, să meditați și să treceți dincolo de materialitatea tradițiilor legate de Paște. Să ne amintim că patimile Lui au fost pentru noi și că învierea Lui este speranța și credința noastră în mântuire. Să ne amintim de asemenea de pătimirile vecinilor noștri ucraineni. Aceeași luptă neîncetată între binele și răul din om, materializată, concretizată în starea de război, care nu poate fi justificată niciodată prin religie, cum încearcă unii oameni ai bisericii să o facă. Și să ne rugăm ca suferințele și crimele să se termine cât mai curând. Sunt Alina Vasiliu și vă aștept vinerea de la ora 19 la Dobrogea TV. Vă doresc tuturor numai bine, frumos și pace, iar creștinilor ortodoxi, Paște binecuvântat!